Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Suceava a organizat vineri 30 noiembrie cea de-a 12-a ediție de decernare a premiilor topului firmelor Bucovina 2006. Cu această ocazie s-a editat catalogul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură, care cuprinde toate societățile nominalizate pe baza indicilor economici ai anului 2006. Partenerul oficial al acestei manifestări a fost societatea Marelvi Electrocasnice, firmă care s-a înregistrat cu cea mai mare cifră de afaceri în 2006 și care a sponsorizat și o tombolă prin care agenții economici prezenți au câștigat aparatură electrocasnică și produse electronice. După gala excelenței în afaceri, unde cei prezenți au cunoscut firmele care au primit trofeul creativității și premiul calității, manifestarea a continuat cu topul firmelor, un cocktail urmat de un recital Andra și foc de artificii. Dar vreau să vă spun și eu, bine ați venit, sigur că aici pe noi ne-am anunțat ca oficialitatea județului. De fapt, șefii județului sunt dezvinați și șefii noștri, pentru că ne plătiți și salariile. Și iar chiar aș sugera Ovidiu, dacă are ceva arhivă, ar trebui făcut o compilație dintre premiile respective din ultimii ani din județ și să vedeți că lucrurile au evoluat foarte mult, inclusiv dumneavoastră, în felul cum sunteți și cum sunteți îmbrăcați, cum suntem și noi îmbrăcați datorită dumneavoastră, până la urmă, pentru că este o evoluție, vrem, nu vrem, pozitivă. Faptul că Suceava are la ora asta oficial 3,4% șomaj, este numai din cauza dumneavoastră. Și pentru asemenea lucruri și mai ales pentru felul în care Suceava se dezvoltă în principal datorită dumneavoastră, meritați toate felicitările și aplauze. Sigur că datoria noastră era să vă ajutăm. Eu am încercat și cred că am reușit să nu încurcăm foarte mult. De ajutat nu am reușit să ne ajutăm foarte mult, pentru că și noi ca instituții ale statului încă n-au realizat că trăiesc, primesc banii și trăiesc mai bine și în principal sau numai din cauza dumneavoastră. Atunci când vom face din garda financiară, poliția economică, direcția de finanțelor publice, poliție și mai departe, prietenii dumneavoastră sau mai mult subalternii dumneavoastră, atunci sigur să meargă bine. Sperăm să fie așa și cred că și dumneavoastră la fel. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, dacă în weekendul trecut o parte dintre dumneavoastră ați fost la vot, iată că astăzi ne întâlnim cu rubrica din Stop Cadrul de Ocean, invitați în studio. Se află astăzi în studioul televiziunii Rădăuzi doi domni consilieri, domnul consilier Liviu Moldovan și domnul consilier Dorin Simota. Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Știu că tocmai s-a terminat o ședință de Consiliu Local la care am fost prezent, s-au dezbătut un număr de 15 puncte pe ordinea de zi la care s-au mai adăugat. Până să intrăm în ordinea de zi, pentru că dumneavoastră ați ajuns în Consiliu Local politic, ce părere aveți despre alegeri? Pentru că toată lumea dezbate acum situația alegerilor și e firesc ca și noi în Rădăuți să dezbatem situația alegerilor. Vă dau dumneavoastră cuvântul pentru că sunteți președintele ședinței de astăzi. Domnul Corneliu, eu mă bucur că
ați atins acest punct care nu este de ordinea de zi, dar este foarte binevenit. Vreau să spun că la nivel de județ, partidul cu cel mai mare procent a fost Partidul Social Democrat, care a la nivel de județ locul întâi. Locul 2, mi se pare că PD-ul, locul 3, PLD-ul sau da. PNL-ul. La cred nivel local, la nivel local. Rădăuțeanul este interesat mai mult de situația locală. Da, la situația locală, exact, n-am urmărit cu atenție, dar PSD-ul se află cu 19,23%. 19,23%. Pe locul 3. Pe locul 3, da. Și pe locul 1 PD-ul, pe locul 2 PLD-ul. O surpriză este PLD-ul pentru foarte mulți cetățeni, dar asta nu înseamnă că la legile locale care vor fi, nu peste mult timp, o să păstreze acest, să spun, această ierarhie. Știu că înainte de acest scrutin se vehiculau niște sondaje în care se vorbea de procente de-a dreptul umflate, menite să inducă în eroare electoratul, aș spune eu. Procente în care unele partide dețineau chiar procente de 60%. Domnul Moldovan, da. PNL-ul la Rădăuți a obținut 8,29%. Da. Se pare că locul 4, locul 4 nu vă prea avantajează. Da. Haideți să vă spun ce am eu pe suflet. Da? În campania electorală din 2004, atât municipiul Rădăuți cât și zona Rădăuți, atunci fiind Partidul Național Liberal o forță politică și cei care astăzi formează PLD-ul, eram cei mai puternici din județ. Prin această scindare, prin această plecare a câtorva membrii în, să spunem, în partea cealaltă, în Partidul Liberal Democrat, s-a rupt ceva. Un întreg, da. Noi aici, în municipiul Rădăuți, să știți că eram foarte uniți, eram ca o familie. Vă pot spune foarte clar că și noi, cei din Partidul Național Liberal, cât și cei din aripa Partidului Liberal Democrat, suferă. Deci suferim unii după ceilalți, pentru că, așa cum am spus, eram ca într-o familie. Eu mi-aduc aminte că am avut ca invitat în studioul televiziunii Rădăuți pe domnul fost ministru al Agriculturii, domnul Gheorghe Flutur. La acea vreme, când domnia sa și domnul Carcalete și mulți alții au părăsit PNL-ul pentru PLD, peneliștii au spus, s-a terminat cu cariera lor politică. Vă pare rău astăzi că nu ați trecut la PLD? Nu. Dar eu mai aveți timp. Eu personal nu am trecut și mai nu am niciodată, nu, pentru că nu-mi place să fac traseism politic. Deci sunt consecvent unui singur partid. Eventual mă las de politică, dar a trece dintr-o tabără în alta, în funcție de curentul puterii, n-am făcut-o și nu o voi face niciodată. Domnul Cătălin, dacă nu este permis, deci la legile europarlamentare care au avut loc duminica trecută, deci majoritatea cetățenilor au votat în special partid. La legile locale care vor veni peste câteva luni de zile, cetățenii au să voteze oameni de pe listă care aparțin urbii locale. Deci va fi cu totul altceva. Ați intrat ușor în următoarea întrebare care doream să o pun. Okay. 26,34% din cetățenii Rădăuțiului au avut opțiune pentru vot. Restul s-au abținut. Cei mai mulți dintre ei, adică 88,73% au spus da, 11% au spus nu pentru referendum din cei 25,8% care s-au prezentat la referendum. Credeți că acest absenteism la urne pe care politicienii îl pun ca pe o scuză a faptului că odată intrați în Uniunea Europeană, cetățenii se comportă ca și cetățenii Europei care sunt prea puțin preocupați de politică. Este acesta un adevăr sau oamenii s-au săturat de vorbe goale, demagogie, promisiuni și așa mai departe și pur și simplu au ținut să sancționeze clasa politică prin absenteism la urne? Domnule Cârdei, eu aș agrea prima variantă. Deci așa cum, e mai confortabilă. Nu, așa cum a spus dumneavoastră, deci în țările Uniunii Europene și chiar în Statele Unite și alte țări, prezența la vot este într-un procent destul de mic, 15, 20, 25%. Cred că datorită faptului că mulți cetățeni
a văzut totuși că, lucrând în alte țări, a văzut totuși cum se întâmplă acolo, prezența la vot este din ce în ce mai mică, dar știți cum, la alegeri totuși nu contează numărul celor care vin, ci contează numărul celor care votează cu un anumit partid. Deci, ce spuneți de absenteismul la votul, domnul? Haideți să vă spun punctul meu de vedere. Consider că alegerile astea pentru Parlamentul European nu trebuiau să aibă loc la nivel național. Ar fi trebuit să se facă conform algoritmului puterii și fiecare partid să-și desemneze oameni. Vă spun și de ce, din punctul meu de vedere, bineînțeles. N-au oamenii de unde să știe la nivel național cine sunt acei reprezentanți pe care pune fiecare electorale. Au fost arătați candidații. Poate chiar mai mult, au fost prezenți și aici în teritoriu, nu? Bun. Au fost prezenți cei care au venit, să spunem, din partidele mari, care și-au putut permite. N-au venit din rândul și celorlalte partide. Și, în plus, oamenii probabil că au și sancționat clasa politică. Deci au și sancționat clasa politică. Asta este părerea. După aceste scoruri, PD-ul 29,78%, PLD-ul 27,46%, PSD-ul 19,23%, PNL-ul 8,29%, celelalte sunt prea mici pentru a fi amintite deocamdată. Credeți că va exista în perioada imediat următoare migrație politică? Ce ține de Partidul Social Democrat, eu vă pot informa că nu va exista migrație politică. Noi am fost un grup destul de puternic, rămânem și, după părerea mea, cred că vom fi și în continuare la viitoarele alegeri care vor avea loc. Da. Vă pot spune, ca și președinte interimar al organizației municipiului Rădăuț, PNL, nu va pleca nimeni de la noi. Deci, garantat, sigur, nu va pleca nimeni. Iar acest scor, plusul nostru, trebuie să recunosc, pe care l-am obținut, vă pot spune că ne motivează și probabil alta va fi situația la alegerile locale. Cam atât despre vot, stimați telespectatori. Mergem la ordinea de zi, pentru că s-au discutat puncte de interes general pentru municipiul Rădăuț. Primul proiect de hotărâre luat în discuție de către aleșii dumneavoastră a fost rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007. Domnii consilieri au primit chiar o adnotare de ultimă oră privitoare la acest buget. Cu cât s-a suplimentat bugetul? Bugetul s-a suplimentat cu următoarele sume. Se suplimentează sumele din transferul din bugetul de stat către bugetul local pentru cheltuieli de capital pentru învățământ cu suma de 500.000 de lei RON, pentru școala generală numărul 5 cu 150.000, pentru grupul școlar Andronic Motrescu cu 100.000, pentru grădinița numărul 5 cu suma de 250.000 de lei. Se diminuează sumele alocate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru învățământ cu suma de 658.487.000 lei. Se suplimentează venitul bugetului local cu suma de 468.000 lei, deci RON, și venitul din vânzări cu suma de 100.000 de lei RON. Din partea de cheltuieli se suplimentează cheltuielile de capital la unități de învățământ cu suma de 500.000, se diminuează, deci, de asemenea, se suplimentează cheltuielile cu subvenția la Casa de Cultură cu suma de 200.000 de lei pentru organizarea Revelionului în aer liber, cheltuieli care vor cuprinde plata focului de artificii pentru pomul de Crăciun, pentru Revelion, plata artiștilor, închirierea scenei și alte cheltuieli de organizare a festivității respective. Da. Cu permisiunea dumneavoastră vreau să intervin. S-a mai cerut o suplimentare de 25.000 de euro, deci 250.000 de lei, pentru colegiul tehnic. Chiar dumneavoastră ați avut o interpelare. Da, eu am avut, pentru că directorul Muzeului m-a rugat să susțin colegiul. E legată de vizita ministrului învățământului, dar e legată de vizita ministrului și de promisiunea făcută de ministru atunci, de a oferi colegiului tehnic suma de 50 de miliarde de lei, sumă pentru construirea unui campus școlar și tot atunci a făcut promisiunea că va da sume substanțiale pentru reabilitarea colegiului Eudoxiu Hurmăzache. Da. Am mai discutat în Stop Cadrul Rădăuțean despre Institutul Bucovina al Academiei Române, despre
doleanța dumnealor de a rămâne în orașul Rădăuți și de a nu fi mutați la Suceava, prin următorul proiect de hotărâre ați aprobat ca un spațiu din Rădăuți să le fie dat, asigurat pentru funcționarea în condiții optime. Pentru cum v-am spus, Academia Română va exista în Rădăuți, da, și nu la Suceava, ceea ce este o mare realizare. Da. 14 metri pătrați de teren din domeniul privat al municipiului Rădăuți vor fi concesionați pentru o perioadă de 49 de ani către Florăria Iris. S-a aprobat, da? S-a aprobat, fiind și membru în Comisia de Urbanism, noi am fost pe teren, am văzut că ceea ce cere, se cere Florăria Iris, este foarte legal și tocmai acestui fapt, avizul Comisiei a fost favorabil ca și mergem mai departe. Votul consilierilor. Fără licitație publică, o suprafață de 4,8 metri pătrați, deci câte 2,4 metri pe fiecare solicitant, au fost concesionați pe o perioadă de 49 de ani pentru solicitanții Rodica Mutrescu și Florin Cerlincă. S-a aprobat? La acest proiect de hotărâre, toți consilierii au fost de acord cu o mică modificare ca, pe lângă acești doi solicitanți, Mutrescu și Cerlincă, să beneficieze și toți locatarii care stau pe această scară. Școala de fotbal a avut o cerință, o solicitare mai veche în Consiliul Local. Astăzi s-a aprobat completarea hotărârii Consiliului Local numărul 110 privitoare la închirierea stadionului și a terenului 2, aparținând Clubului Sportiv Municipal, către școala de fotbal. Am înțeles că au existat două modificări. Da, aceste modificări se referă, una se referă ca perioada de închiriere să nu mai fie pe 2 ani, ci numai pe un an de zile. Și modificările au fost și la cu acces la vestiar, iar sumele care au fost votate în ședința anterioară au fost modificate la 5 ron pe oră pentru terenul 2 și 10 ron pe oră pentru terenul principal. Adică sume modice. Sume modice care, orice cum fiind o școală particulară de fotbal, orice închiriere necesită o anumită cheltuială din partea administrației, deci dumnealor trebuie totuși să suporte o sumă cât de mică pentru întreținerea. Chiar dacă îmi permiteți, reducerea perioadei la un an de zile a fost făcută la inițiativa pertinentă, zic eu, a doamnei Marița Hrăvădincă, și anume prin faptul că mai avem un an de zile și să lăsăm și celelalte serii de consilieri să hotărască mai departe. Da. Care vor fi mai puțini decât acum. Cu doi. Da. Sunteți informat, domnule. Casa noastră, modernizare cămin pentru persoane vârstnice Rădăuți, este un proiect ce a fost aprobat, finanțat din programul FARE 2004-2006, Coeziunea economică și socială, servicii sociale. Deci, practic... Și acesta și următorul sprijin pentru semenii noștri, deci au fost aprobate fără... Ambele proiecte au fost aprobate. Și eu, dacă mi-a permis, după cum se știe, la ziua de bătrâni, își duc, să spunem, traiul 49 de persoane. Este un program care, după părerea mea, ar trebui felicitat executivul care a reușit să obțină această sumă. Este vorba de 220.000 de euro. Și cred că din acest program, nivelul de trai, de conviețuire a cetățenilor la ziua de bătrâni va fi îmbunătățit mai bine decât este acum. Domnii Moloceniuc Petrică și Marius Diaconescu solicită aprobarea unui plan urbanistic de detaliu. Asta după ce, într-o ședință anterioară, s-a solicitat un plan urbanistic zonal. E vorba de construirea unui bloc de locuințe în regim înălțime P plus 2 etaje plus mansardă în strada Mărășești numărul 28. Au existat discuții datorită faptului că proiectul a fost respins de Comisia Economică. Domnul Ștefan Boțic vine cu câteva explicații. Planul urbanistic de detaliu nu putea reglementa decât alte prevederi ale cuvântului, și anume procentul de ocupare al terenului, distanțele față de limitele laterale și posteriori ale parcirii, iar pentru regimul de înălțime trebuia întocmit un plan urbanistic de detaliu, de zonal, care ar putea, conform legii 350, să modifice regimul de construire, funcționarea zonei, înălțimile maxime administrative și coeficientul de utilizare a terenului. Planul urbanistic general care îl avem expus în spate, în fața noastră, reglementează regimul de înălțime al zonei, care este parter plus 2 etaje,
deci regimul maxim de parter plus două etaje. Sigur că regimul poate fi și mai mic, în funcție de solicitarea proprietarului. Dar regimul maxim este de pe plus 2 și un procent de ocupare a terenului de 46%. În rest, construcția care se propune a se amplasa trebuie să se armonizeze în zonă, exact pe regimul regulamentului de urbanism și de aplicare a planului urbanistic general. În acest proiect de hotărâre, după cum ați specificat dumneavoastră, discuțiile au fost o leacă mai aprinse. Dar până la urmă cetățenii au refuzat acea mansardă și s-au încadrat conform publicului, mă refer doar pe plus 2E. Deci 2E înseamnă două etaje. Noi ce am făcut? Dacă dumnealor se încadrau în potul de 40%, nu mai trebuia supus aprobării Consiliului Local, cerând 43%. Mă refer la ocuparea în teren, suprafață, deci cu 3% mai mult decât era prevăzut legal. Deci a trebuit să supună votului consilierilor care a fost aprobat. Da, o rectificare ca să înțeleagă și cetățenii, că poate nu știu toți termenii. Pot înseamnă procentul de ocupare a terenului. La asta se referă, cel 43%. S-a mai aprobat completarea și modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 123 din 25.10.2007 privitoare la achiziționarea unor terenuri din municipiul Rădăuți în vederea extinderii cimitirului ortodox. Au existat câteva discuții privitoare la cine anume trebuie să plătească întocmirea actelor. Da. Cum însă este vorba de o solicitare care vine din partea primăriei, ea fiind partea contractuală care dorește să achiziționeze cumpărătorul, aceste acte vor fi plătite în final de către primărie. Așa este și firesc. Deci cumpărătorul trebuie să plătească și actele. Deci Comisia Economică a venit cu modificarea ca cheltuielile să fie suportate 50-50%, dar din cât îi cunosc eu, cumpărătorii suportă toate cheltuielile. Da, adică asta este o lege nescrisă, valabilă și transmisă. Plătește cheltuielile. Sigur că da. Au existat mai multe discuții la punctul numărul 11 din ordinea de zi privitor la atribuirea unui număr de 8 parcele de teren pentru tineri în condițiile legii 15 din 2003. În mulți ani, multe din aceste hotărâri au fost și abrogate pentru că tinerii își luau parcelele și nu mai construiau pe aceste parcele. Ori legea stipulează foarte clar că dacă în termen de un an este demarată construcția, trebuie să predai către primărie, către primărie, se rezilează contractul. Până la urmă s-a aprobat pe fiecare articol separat, deși domnul viceprimar Ilie Sarcinski, care face parte din Comisia de Fond Funciar, a declarat în fața domniilor voastre, consilierii votează servind o clientelă politică și terenurile se atribuie preferențial. Jignitor, aș spune eu, și a primit o replică din partea domnului consilier Carcalete. Domnule Gărdei, deci ce vă pot spune eu, că cei care sunt pe listă pentru aprobarea a 3 ani în ședința de astăzi, întrunesc, să spunem, rigorile legii. Poate, de exemplu, deci noi, Comisia de Urbanism, am venit cu o modificare ca cei care trec prin curtea părinților să vină cu o declarație notarială privitor la dreptul de servitudine. S-a mai luat în discuție un proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivel municipal rădăuțean. Despre ce a fost vorba? Riscuri? Ce fel de riscuri? Deci, cum se știe, la nivel național există asemenea planuri, deci este vorba de calamități naturale, inundații, cutremure, incendii și cam ce trebuie să facă Consiliul Local în cazul acesta? Deci s-a făcut un plan de acțiune, în caz că se întâmplă, că am putea să facă... Nu era normal să existe un asemenea plan până acum? Deci planul până acum, sigur, a existat, el a venit cu unele îmbunătățiri privitor la modificările care au avut loc în configurația terenurilor sau altor probleme care pot apărea. Deci, s-a înființat serviciul voluntar pentru situații de urgență a municipiului Rădăuți. Probabil ține tot de acest plan de riscuri.
pentru că s-a aprobat și acest deci au fost două proiecte care s-au legat în mod de celălalt, cu mica modificare că fosta comisie, ca să spunem așa, deci în fosta comisie figurau 67 de persoane, iar numărul de persoane s-a considerat că este mult prea mare și s-a redus la 26 de persoane. Mergem mai departe. A crescut responsabilitatea. Da. Un plan urbanistic de zonă a fost aprobat ca o cerință a societății Alexiana în strada Calea Bucovinei fără număr. Și a fost prezentată o informare privitoare la programul sărbătorilor de iarnă. Să vedem ce conține acest program a sărbătorilor de iarnă. Programul manifestărilor cultural-artistice organizate de administrația locală pentru luna decembrie cuprinde un concert de colinde ce va avea loc duminică 16 decembrie la Catedrala Municipiului Rădăuți, la care vor participa Quartetul Amadeus, Corul din Vicov, Corurile Parohilor din Rădăuți și Corul Colegiului Tehnic. Pentru ziua de miercuri, 19 decembrie, Muzeul Rădăuțean găzduiește lansarea catalogului Un alt EU, aceleași valori și tradiții și expoziția Valori ale Pinacotecii Rădăuțene. În ziua de vineri, 21 decembrie, Primăria Municipiului Rădăuți vă invită la întâlnirea anuală cu reprezentanții cultelor religioase din Rădăuți și tot vineri, 21 decembrie, începând cu orele 17, în piața centrală a municipiului, vine Moș Crăciun. Va avea loc un program artistic susținut de școlile din municipiu, coordonat de Clubul Copiilor, un foc de artificii și nelipsitele daruri de la Moș Crăciun. În ziua de 28 decembrie, începând cu orele 11, va avea loc parada și spectacolul în zona centrală a Festivalului de Datin și Obiceiuri de Iarnă. Cu titlu de noutate, începând din acest an, Primăria Rădăuți vă invită la Revelion în aer liber. Pe 31, începând cu orele 22, în piața centrală vor concerta Compact, Bordeaux, Sirius, Orchestra Școlii Populare de Artă Suceava, soliștii de muzică populară Călim Brăteanu și Ionela Popescu. Nu va lipsi șampania și focul de artificii. O informare a parohiei Sfântul Ilie. Despre ce a fost vorba? Da, deci și domnul părinte Mihai, parohul parohiei Sfântul Ilie, a venit cu o informare, să spunem, într-o măsură, m-a surprins faptul că dumnealui cere ca sumele alocate unor parohii nu fie chiar întotdeauna așa de mari, pentru că nu întotdeauna dumnealor au nevoie de bani, din ce am înțeles eu, și banii să fie dirijați către unele lucrări publice de care ar trebui să beneficieze cetățenii. Și o altă doleanță lui a fost să se formeze o comisie din care să facă parte și preoții privitor la acele împărțiri ale sumelor care sunt oglindite în bugetul local al primăriei. Să urmărim câteva impresii din sala de ședințe și revenim. Am avut o discuție cu mai mult, cu toți preoții din oraș și din 7 parohii cu 7 biserici care țin de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, de exemplu, biserica de la Unitatea Militară e proprietatea Ministerului Apărării, are un alt statut, iar mănăstirea are un alt statut. Cele 7 parohii de mir care au răspund de cei 20 ceva de mii de locuitori erau sub aspect duhovnicesc, 5 mi-au dat mandatul să vin aici să vorbesc câteva cuvinte. Celelalte 2, parțial sau total, s-au obținut. Una este parohia Sfântul Dumitru, care n-a dorit să fie în frățietate cu noi din diverse motive, o privește. A doua, pe jumătate, parohia Catedrale. O parte din personal mi-a spus să vin aici, cealaltă parte nu. Această poziție a noastră nu are nimic cu protopopiatul. Deci vorbim de parohiile orașului. Protopopiatul este o instituție care răspunde de peste 100 de parohii și are cu totul altă poziție. E problema parohiilor orașului. Atât. Vreau să supun ceea ce vă spun în continuare judecăților dumneavoastră. La modul cel mai serios, eu nu vreau să vă lingușesc și nu vreau nici să vă laud. Dar toți consilierii care sunt aici de față, care au fost și în alte mandate și care sunt și astăzi, sunt oameni cu experiență și cu calități deosebite. Și ceea ce vreau eu să vă spun, supun judecății dumneavoastră, în mod exclusiv,
Dacă credeți că ceva e bine, țineți cont. Dacă nu, iar hotărâți ce doriți. Am văzut la televizor săptămâna, luna trecută, că ați avut, ați înființat o comisie consultativă susținută de executiv pe probleme de urbanism. Și mi s-a părut un lucru deosebit de bun și de folositor. Propunem și susținem și noi înființarea unei comisii pe probleme bisericești, cu rol consultativ doar, care să fie în relație permanentă pe probleme religioase, pe probleme sociale, pe probleme istorice, comemorative, cu primăria, cu comisia respectivă, care credeți dumneavoastră că are tangență pe segmentul respectiv. Pentru că v-ați adresat în primul rând la Consiliul Local și prin mandatul meu mă sunt obligat ca să întrucât și prea bine că v-am sprijinit și bineînțeles o să vă sprijin în continuare cu ceea ce încercați să faceți bine pentru Enoriaș, ținând cont că mă apă și eu în pădurea noastră. Dar ținând cont de felul cum a spus dumneavoastră problemele, cum se împart banii, să mai știu eu cum, Consiliul Local, prin bugetul local, trebuie să ne ținem cont de toate sferele și toate necesitățile care sunt, oportunitățile și urgențele, bineînțeles. Dumneavoastră, probabil, vreți să vă referiți, în primul rând, la parohia care o conduceți. Vreau să spunem că, în timpul cât v-ați aflat în construcții cu cele ce ați construit frumoase și folositoare omului, Consiliul Local, prin bugetul local, v-a sprijinit de fiecare dată și în momentul când vă aflați în dificultate sau vă veți afla, vă vom sprijini în continuare. Din bugetul local, care probabil dumneavoastră vă referiți, că am alocat pentru așezământul de copii, am alocat pentru că se află în construcție, se poate vedea pentru cei care trec în partea la ieșire afară de rădău sau la intrare, dacă sunt. Așa. Și probabil că ați dori ca să uținăm sau să nu mai terminăm acele construcții, să mai alocăm biserici. Dacă nu vreți să recunoașteți protocopiatul din Rădău sau mai știu eu cum și vă considerați în, la nivel de cult bisericesc sau mai știu eu cum, cu plăcere, vă organizați. Vedem că nu putem noi, suntem prezva noi, suntem aleși aici pe criteriu politic, noi suntem pe alt criteriu, bisericesc, deci nu putem chiar amestica unul cu altul. Categoric trebuie să dăm curs la propunerile noastre care sunt și să analizăm, să vedem oportunitățile, urgențele care sunt, poate într-una din parohii, e un necesar mai mare de bani și știu de lucrări, să mai știu și trebuie să recunoaștem că face parte tot pentru comunitatea de Rădăuți. Dar nu vă putem noi organiza, nu putem să cunoaștem chiar mai știu acum problemele care sunt și totodată ar trebui ca să vă organizați, să veniți cu propuneri. Și nu nici de cum să nu ne certați, pentru că noi trebuie să avem grijă și de biserici, trebuie să avem grijă și de alte necesități care sunt în oraș, chiar și de cei săraci și funcționați din cadrul primăriei, un compartiment social care vizitează fiecare familie nevoiașă. Suntem și noi, în calitate de consilieri, nu trecem pe lângă, fără să observăm acele probleme sau mai știu cum. Și în momentul în care dumneavoastră vă reorganizați sau mai știu cum, ce vă permite cultul religios, noi o să dăm curs și o să vă alocăm fondurile care sunt. La asta v-ați referit, la bugetul local. Din punctul meu de vedere, eu o consider ca pe mare greșeală, pentru că spre finalul discursului, părintele practic ne-a amenințat că, începând de acum, biserica se va implica, se va implica și în politică și zic eu că a folosit-o și ca pe un element de șantaj, că va analiza cine merită, cine nu merită, cu alte cuvinte, așa cum am înțeles eu, cine vine și discută, sau cine vine și face oferte mai bune, sau mai mari, sau, să spunem, acela va beneficia de sprijinul bisericii. Ori știm foarte bine că nu este bine să amestecăm biserica cu politica și cu problemele celelalte. Omul se duce la biserică să se roage, să fie izbăvit, pentru totuși cu tot alte probleme decât cele legate de politică. Deci chiar este o dispoziție a omului ca preoții să nu mai facă politică și să nu mai facă parte din consilii, parlament și alte, să spunem, organizații care decid bunurile sau păi în baza acestei dispoziții a plecat preotul Valga din Consiliul Local, da. Dacă mi-aduc bine aminte. Absolut. Deci chiar era mandatat ca și consilier. Dar cu toate acestea, alta a fost declarația părintelui Mihai Fediuc.
Veți vedea de acum că biserica se va implica în politică și în viața societății și veți constata modificări privitoare la implicarea acestora. V-am spus, eu văd ca pe o amenințare și în același timp ca pe o invitație. Haideți, fraților, veniți, care dați mai mult, care oferiți mai mult, veți avea sprijinul nostru. Să fim mai blâns. Acum în post să fim mai blâns, să nu spunem că este o amenințare, să spunem că a fost o voce care a trebuit să se audă. Mergem mai departe cu informări, interpelări, sesizări și comunicări, pentru că doamna Marița Horodincă ne vorbește despre datorii la Societatea de Servicii Comunale. Atât din care facturi neachitate, 9.884.000.000 de lei, astea fiind la apă, canal, gunoi, termoficare, dispecerat, salubritate, iluminat public, întreținere străzi. Mai este o sumă de 3.135.000.000 în lucrări de întreținere străzi efectuate de 10 servicii comunale și nefacturate. De asemenea, o sumă de 3.237.000.000 penalități de întârziere calculate pentru neachitarea în termen a facturilor date de mai sus. Cum și primăria a calculat la 10 servicii comunale vreo 3.000.000.000 penalități pentru neachitarea redevenței pe care 10 servicii comunale a solicitat în enumărate rânduri să fie compensată cu alte obligații care le aveau și nu s-a aprobat această compensare. Eu, în calitate de membru a Consiliului de AGA la 10 servicii comunale, solicit măcar penalitățile să fie compensate și primăria să inițieze plățile la aceste facturi, întrucât pe de o parte spune că societatea are probleme financiare, pe de altă parte așa niște sume mari nu le achită societății de servicii comunale. Și într-adevăr, în perioada asta de iarnă o să fie probleme financiare dacă nu sunt achitate toate datoriile. Asta ar fi un aspect. Al doilea aspect, acum în timpul ședinței, domnul director Tătaru mi-a adus o adresă a primăriei orașului Gura Humorului către 10 servicii comunale. Dacă aveți răbdare să vă citesc, pentru că nici eu n-am citit-o prea bine și nu știu despre ce e vorba. Având în vedere faptul că centrala de cogenerare nu a fost pusă în funcțiune, iar după reabilitarea rețelei termice în cadrul programului Utilități și Mediu la standarde europene în județul Suceava, nu s-a stabilit încă modul de operare al sistemului, am fost nevoiți să preluăm procedura de distribuția apei calde și agentului termic de la SC Hidroterm Termoficare SRL, societate care a intrat în faliment. Întrucât primăria Gura Humorului nu dispune de licență și nici de autorizații de funcționare pentru această activitate, vă rugăm a analiza posibilitatea preluării de către societatea SC Servicii Comunale a acestei activități pentru o perioadă determinată, dar nu mai puțin de 6 luni. Modalitatea de preluare urmează să fie stabilită de dumneavoastră. Pentru noi important este ca să se realizeze continuitatea furnizării apei calde și călduri prin cele două centrale termice de cartier, unde sunt 220 de familii și alți 20 de beneficiari societăți și instituții. În raport de aceasta, primăria, prin Direcția de Servicii Edilitare, vă va pune la dispoziție toate datele și informațiile necesare atât pentru încheierea înțelegerii, cât și pentru funcționarea sistemului. Având în vedere că deja ne aflăm la început de iarnă, am dorit ca această solicitare a noastră să se rezolve favorabil pe cât posibil într-un timp cât mai scurt. Semnează primarul orașului Gura Humorului. Domnul Petre Fasole este nemulțumit de situația semafoarelor din Rădăuți și nu este singurul. Efectiv, adică ce un pieton, în pas vioi, cum spune în regulament, în timpul care este adevărat alocat. Apoi, și blocare la mașini. Regândit. O altă problemă care am ridicat-o și nu știu cum se rezolvă până la urmă, dar trebuie avut în vedere, este racordurile acestea care s-au făcut la șoselele asfaltate, străzile asfaltate, și cu aleile dintre blocuri.
când e ploaie, nu poți trece pe acolo, cam, e vorba chiar de stadionului, gaidul este prea departe și nu are panta respectivă să trece ea, iar de pe șosea de strada 22 decembrie, toată apa la bordură vine în intersecția aceasta cu aleea stadionului. O problemă care o ridic de asemenea și a mai fost ridicată e vorba de iluminatul public. Sunt mulți nemulțumiri legate de iluminatul public. Lipsă becuri, lipsă alții așa, care nu pot să fie satisfăcătoare pentru cetățeni. Mai ales în sezonul de toamnă-iarnă, nopțile sunt lungi și copiii de la școală vin destul de târziu și nu există iluminat public. Deci astea au fost câteva probleme care am vrut să le ridic și să fie în atenția serviciilor care se ocupă de aceste probleme. Domnul Costel Galan ne-a vorbit despre iluminatul de sărbători. Privind coloratul și ornamentatul pentru sărbătorile de iarnă, dar dacă mai poate să mai să facă ceva investiții, ceva nou față de ce s-a făcut anul trecut, na, trebuie să fim mai prosperi, am intrat și noi în Europa și mai ales că municipiul nostru este vizitat și poate chiar mult trend pe față Revelionul la noi anul acesta și ar trebui să încărcăm mai mult, cel puțin orașul, zona școlilor, bisericilor și unde sunt copii mai mult în primul rând, ca să ornăm mai mult. Și domnul Simota, despre ce ne-ați vorbit? Eu am avut mai multe probleme care le-am pus la ordinea de zi și și anume, deci una dintre probleme a fost ca serviciile comunale care răspund de iluminatul public în municipiul Rădăuți să ducă o activitate mai intensă, pentru că din sărbătorile de iarnă și cetățenilor, deci li s-ar crea un disconfort dacă străzile și șoselele n-ar fi iluminate public, corect, în mod corespunzător. O altă problemă este o problemă, zic eu, destul de acută la nivelul municipiului și anume parcarea camioanelor pe domeniul public. Pe perioada de iarnă și nu numai, creează un disconfort, pentru că trebuie să ocolești acel camion care are o dimensiune destul de mare, străzile sunt înguste și cred că direcția tehnică ar trebui să intervină în acest sens, ca în momentul în care cineva își cumpără un camion, trebuie să-i asigure și un loc de parcare. Și atunci și-a cumpărat camionul cu tot cu drum, nu? Absolut. Deci nu este domeniul privat, este domeniul public de care trebuie să beneficieze toți cetățenii. O altă problemă a fost aceea a denivelărilor din fața fecelor de pieton. După părerea mea, de ce am mai spus, poate specialiștii nu sunt de acord, pe perioada de vară sunt foarte binevenite, dar iarna, deci conducătorul auto caută să frâneze, patinează și se pot întâmpla mici accidente. Trebuie să aibă cauciucuri de iarnă să poată frâna. Și a doua problemă este scoaterea acestor denivelări și repunerea lor în primăvară. V-aș întreba pe cheltuiala cui să se facă. Pentru că tocmai ați discutat astăzi despre un buget foarte sărac. Deci, cheltuială mare nu este. Teoretic. Deci, dacă primăria care cheltuială, eu mă pot oferi să desfac câteva șuruburi și fără bani. Punem punct ședinței Consiliului Local de astăzi, dezbatere din studioul televiziunii Rădăuți. Aș mai adăuga la spusele domnilor consilieri despre informări, interpelări, sesizări și comunicări, o comunicare privitoare la Aleea Primăverii, care nu știu dacă își mai justifică numele, pentru că numai a primăvară nu mai arată această alee. După ce am avut beneficiul săpăturilor de la utilități și mediu undeva în primăvară, iată că a venit iarna și Aleea Primăverii ar trebui să se redenumească, să poarte numele Aleea Pietruită. Pentru că e drept, nu mai sunt gropi, s-au pietruit. Și așa că mai frumos ar fi chiar în mijlocul orașului, dacă timp de un an nu a fost suficient timp să se repare acele șanțuri de la utilități și mediu și un an a fost prea puțin pentru niște șanțuri care au avut doar lungimea unui bloc. E drept, cel mai lung bloc din orașul Rădăuț, blocul Șarpe cu 10 scări, dar dacă într-un an nu s-a putut asfalta o alee, ce pretenții să mai am la restul gropilor din municipiul Rădăuț. Dar propun să se numească Aleea Pietruită. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră.
locuiți pe Alea Primăverii? Studioul televiziunii este pe Alea Primăverii. Vă înțeleg de mulțumire. Da. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră de astăzi în Stop Cadrul Rădăuțean. Vă aștept cu deosebită plăcere să vorbim împreună despre problemele cetățeanului rădăuțean.